clipă tensionată la spitalul Mavromati din Botoșani. O pacientă internată la secția de neurologie a căzut de la primul etaj al clădirii. Medicii și asistentele au sărit imediat în ajutorul femeii, au reușit să o stabilizeze și au dus-o imediat în unitatea de primiri urgențe. Din, păcare, din păcate, starea pacientei este foarte gravă, iar medicii spun că șansele să-și revină sunt foarte mici. Femeia a venit la spital în urmă cu câteva zile pentru că făcea crize de epilepsie. Din cauza acestor crize, spun medicii, este posibil să fie avut halucinații, și să nu conștientizeze pericolul în momentul în care s-a apropiat de geam. Un incident dramatic a avut loc în același spital și anul trecut. Atunci o profesoară și-a pierdut viața după ce s-a aruncat de la etajul al șaselea al clinicii.